Totalmente intenso. No. Bon. Înainte să prezentăm următorul număr artistic, vă reamintim de concursul nostru cu hashtag-ul și cu postul. Bine. Deci am zis, înainte să revenim la următorul moment artistic, vă reamintesc că avem un concurs. Să postați o poză pe Facebook cu hashtag-ul AsertTalks și puteți să câștigați o... Mini-boxă. Yes. Mare atenție! Pentru că următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 18 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții sau familia. Genul programului Aventură. Și să-i aplaudăm pe Andy, ar vrea să fie Moises cu părușalul. Și pe Ioana, așa zisă Taylor, croitoriu. Mă întrebam, cum ar fi să blocheze liftul? Poftim? Păi ce se poate întâmpla? Apeși două, trei butoane și ai ieșit. A, da? Și de câte ori te-ai blocat tu în lift, de niște așa mare expert? Bă, ca să vezi că nu m-am blocat niciodată. Sau cel puțin nu-mi aminte. Ai copii. Pe aiurea, e o coincidență. Pasă și cu butonul ăla. Nimic. Ia vezi. Cearcă partea. Da, nimic. Aulă, lasă-mă pe mine. Da, mersi, de parcă eu nu știu să apăs un buton, nu? Nu era unul special pentru cazurile astea? Da, trebuia să fie pe aici. Ce-ai făcut? Tu nu crezi că din cauza mea nu mai lumină lift? Păi n-ai văzut că fix când ai apăsat butonul s-a oprit lumina? Da, care buton? Când vrei să-ți arăt dacă nu-i lumina? Tu crezi că ăștia ar pune un buton în lift care ia lumina fix când ai nevoie de ea, nu? Nu vreau să zic asta, voiam să zic că poate tu cu apăsatul tău nebun de butoane. Au dat-o de câte ori te-ai blocat într-un lift? Nu știu, de două ori. Și nu s-a stins lumina? Nu. N-ai încercat să ieși pe undeva? Bine, gata, înțeleg unde bați. Și ce facem acum? Acum? Așteptăm ce puteți face. Hei, ne aude cineva? Leu, relaxează-te. O să ne găsească ei. Da, peste 100 de ani când o să fim piese de muzeu, nu? Păi atunci ar fi cazul să încep să te aranjezi. De pe toată sunt niște ruși, fond de ten, ce mai ai de făcut. Adică ce vrei să zici? Mai că ce vreau să zic. Știi tu, să arăți foarte bine pentru când ne vor scoate de aici. Adică vrei să zici că acum arăt bine, nu? nu știu. Deci doar o voce. Dar ce voci? Hai, lasă. Păi, glumeam. Lasă, că știu eu cum glumești tu. Pe bune, era o glumă. Tu ești cel care îmi spune mereu că sunt mult prea aranjată și că mă dau prea mult rui. Și acum zici că nu-i destul? Glumeam. Ai impresia că ești cam claustrofobică sau ce? Asta de unde ai mai scos-o? Uite, așa te compuși de parcă ai fi. Spre norocul tău nu sunt claustrofobică. Dar nici cea mai ok situație nu e. Adică suntem blocați într-un lift, nu-i lumină, cine știe cât aer mai avem. Pui mei, nu e, dar... Ce faci? Ce fac? Ia, nu cred că e momentul potrivit. Bă, nu, dar locul e al live de potrivit. Hai, zi-o dată, ce faci? Da, acum te faci că ai uitat. Da, zi-o dată! Dar ce faci, frate? Abia ne încistesem și noi. Zi sau? Sau ce? Cobor la prima? Oh. Nu pot să fac la mod, dar trebuie să stau să mă gândesc la... La ce trebuie să mă gândesc? La o partidă natură, frate. La asta trebuie să te gândești. Nu vine să cred că ai uitat. N-am uitat, frate, dar nu știu, avem atâtea dorințe. Adică casă, mașină, piscină, să mergem la schiat în ani, să vizităm Mexic. Da, pentru că plecam în Mexic fix din liftul ăsta. Vezi ușor că îți vai ce dobitoacă sunt, îmi pare rău. Adică ne blocăm într-un lift și eu trebuie să mă gândesc la amor în iarbă. Auzi, o mai facem sau nu? De ce? Că îmi spuneți, hai nici tu să arăt bine când născut de aici. Să n-ai de asta, nu face. Nu. Dar parcă din urmă ai și tu. Și dacă ne aude cineva? Că nu ne aude nimeni, de fi sigur. Nu. Trebuie să arăt bine când născut de aici.
Să știi că ăștia se perfecționează pe zi ce trece. Eu aș face ceva în lucrul ăsta. Eu nu cred. Să știi că dacă toți suntem într-un lift, pe bune, e ce altă șansă o să mai avem noi? Țara asta se duce de lupă. Nu o să duci lipsă de ocazie. Nu m-aș vrea pe asta, să știi. Ena. Adică, serios, suntem într-un lift. Mhm. Îți imaginezi de-a lupă? Fix acum! Dragon, balaur sau dinozaur ce e și despre un om care e rotund
și atât. Dar, de fapt, e vorba despre lucrurile simbolice care stau în spatele unui ou și în spatele unui dinozaur. Și m-am dus acasă și mi-am dat seama că nimic nu e mai interesant decât să te întorci într-un loc care nu s-a schimbat deloc, doar ca să vezi cât de mult ai schimbat tu. Și că, de fapt, lucrul ăsta nu e rău, pentru că tu ai aparținut mereu locului respectiv și pentru că lucrurile merg înainte și pentru că tu te poți întoarce totdeauna în locul respectiv și poți produce și acolo schimbare. Și da, pare un nou simplu și rotund, dar chestia aia mică produce o schimbare super mare. Și da, am revenit în locul de acasă să-mi dau seama de treaba asta. Și mi-am mai dat seama că am încercat să scriu discursul de atunci și am venit aici pusă pe treabă că nu e bine să-mi schimb discursul în seara de dinainte și că e bine să stau în convenții și într-un cerc închis ca de fapt să nu fiu eu și că de fapt e bine să fiu un nou kinder cu surprize și să produc schimbarea din interiorul unui glob de ciocolată. Și da, revin acum la dragonul meu și de fapt dragonul ăla nu era fraier, că se întorcea mereu la locul lui și se trezea mereu în același loc. Și revenind la el, îmi dau seama că de fapt asta înseamnă să fii autentic. Și mă uit acum la oamenii autentici care produc schimbarea prin pasiune și impactează mediul în care trăiesc. Și îmi dau seama că, fiind aici, mă pot întoarce oricând acolo, acasă, dar știu că voi aparține locului de aici. Și da, știu că oricând, oriunde aș pleca, mă voi întoarce aici și voi fi acasă. Și da, știu că lucrurile se schimbă, dar schimbarea e cel mai bun lucru pe care noi putem să-l trăim. Și e lucrul în care ne credem cu pasiune. Și da, noi toți suntem niște dinozauri care, deși ne trezim mereu în același loc, știm că mediul ăsta nu se poate schimba decât prin prezența noastră aici, fizică sau spirituală. Și e bine că atunci când ne propunem ceva, să obținem acel lucru și schimbarea respectivă, indiferent de locul în care suntem. Și da, noi suntem oamenii care de la care pornește schimbarea, noi suntem acei schimbă lume care pun un strop într-un vas, într-un strop de cerneală, într-un vas în care e doar apă și schimbarea respectivă produce o difuzie uriașă. Și da, am ales cerneala pentru că e albastră și pentru că aserul este albastru și noi suntem albaștri și noi putem face lucrurile mai bune. Discursului veți reflecta asupra vieții. Dragi aseriști, hai să o aplaudăm pe Ana, fără Erasmus, Silvestru. Bună, îmi place descrierea. Astăzi vreau să vă spun că cineva, în trecut, mi-a spus că doar cămătarii se bucură de trecerea timpului. Doar că bătarii se bucură de trecerea timpului. Știu și eu, eram foarte revoltată și am încercat să găsesc argumente logice prin care să-i distrug această afirmație, dar m-am surprins pe mine calculând în ziua în felul următor. Păi, ai 5 minute până la următorul metrou, 10 minute de grăbit de la metrou până la facultate, mai stau acolo încă o oră jumătate, apoi mă duc la cantina Moxa și mă gândesc că am o coadă infernală la care trebuie să aștept dacă vreau să mănânc ceva ieftin și bun. Și mi se părea foarte dramatic.
Ciudat e că așa mă simțeam eu confortabil. Aveam senzația că dețin totul sub control și că nu mirosesc astfel nici o secundă din viața mea. Da, e un pic ciudat chestia asta și probabil că vă gândiți la acel copil odată emblema Facebook-ului, care era foarte panicat, care are multe teme și nu-i plăcea școala și la un moment dat spune cu un accent bine, bine, dar de trăit când. Ok. Și într-o zi am zis stop. Și mi-am dat seama că ar trebui să cobor din caruselul ăsta enervant și am încercat să observ dacă ceilalți oameni au aceeași atitudine. Surprinzător a fost că nu sunt doar eu singura nebună care face asta. Din contră, cei mai mulți dintre noi ne petrecem timpul foarte panicați și ne gândim stop că trebuie să petrecem 8 ore de muncă, să dormim cel puțin 6 ore pe noapte, avem 5 minute până la următorul metrou, ne gândim că mai avem câteva zile până la primul examen de licență și, după caz, până la susținerea licenței. Și începusem cumva să-i dau dreptate tipului care mi-a spus că doar cămătarii se bucură de trecerea timpului. Dar am zis că, ambițioasă de fel fiind, am zis că nu e chiar așa și trebuie să reflectăm și trebuie să devenim cu toții cămătari. Trebuie să ne bucurăm de viață și să ne bucurăm de noi și de momente. Trebuie să ne bucurăm de tot ce ni se întâmplă și să ne gândim a pune un pic frână, a ne bucura de fiecare clipă în care trăim. Și pentru că până la urma urmei, timpul este doar o convenție și noi am ales să îl măsurăm în secunde, în minute, în zile și luni. Așa că, până acum, din câte știu eu, nu s-a inventat nicio metodă prin a-l încetini sau a-l opri. Deci sfatul meu pentru voi este să ne relaxăm și să ne trăim viața așa cum este. Mulțumesc! Destul de multă experiență în public speaking, e pasionat de advertising și graphic design. Însă el a mărturisit în formularul de aplicare că degeaba cunoști toată teoria și așa zisele trucuri de prezentare, dacă nu ai cât mai multe discursuri, pentru că dacă nu ai mai multe discursuri, nu poți să evoluezi. Așadar, să-l aplaudăm pe Andrei, nu știu care e numele de familie, Vasile. Ca un copil, mă pedepsești, te uiți la mine și nu mai vorbești. Pentru că sunt și eu un copil la fel de prost, tac și eu zile întregi, nopți întregi, fără rost. Știu că e doar un joc, dar s-ar putea ca într-o zi să nu ne mai vorbim deloc. Acestea au fost versurile trupei Taxi și trebuie să vă mărturisesc ceva. În ziua în care am ascultat această piesă, am izbucnit în plâns. Am izbucnit în plâns pentru că mi-am dat seama cât de prost am putut să fiu zile la rând, cât de ignorant am putut să fiu și cât de mult au contat pentru mine acele lucruri mari, big picture-uri, și cât ce puțin accent am pus pe lucrurile mici care contează cu adevărat. Așa că am venit astăzi aici în fața dumneavoastră nu ca să schimb ceva la voi, nu ca să schimb lumea. Am venit să vă spun cât de important și cât ce impact au acele mici cuvinte pe care uneori uităm să le folosim. Ce importanță au pentru cei din jurul nostru acele cuvinte simple pe care ar trebui toți să le spunem. O să vedeți mai târziu despre ce cuvinte fac referire. În continuare aș vrea să facem un exercițiu de imaginație și să închideți cu toții ochii. Și vreau să vă gândiți la copilăria voastră. Și mai exact, la acele momente în care erați cu toții la joacă și vă certați din diferite motive. Dar 5 minute mai târziu, toată lumea era bine dispusă și vă jucați în continuare. Puteți deschide ochii. Ei bine, de aceea spun că avem de învățat de la copiii mici. Pentru că ei nu pun la suflet. Ei doresc să se joace în continuare. Și de aceea folosesc acele cuvinte mici pe care noi uneori uităm să le folosim, ca și cum ar fi îmi cer scuze, ai dreptate sau mulțumesc că m-ai ajutat. În continuare am să vă spun două povești care, în momentul în care le-am scris, sincer, a doua oară am plâns, pentru că
mi-am dat seama că cât de ignorant în continuare am putut să fiu în acele momente. Prima poveste s-a întâmplat chiar acum câteva săptămâni. Lucram la un proiect pentru facultate și văd că îmi sună telefonul. Ridic telefonul și văd că era bunic. Îi răspund cu o voce destul de plictisită și obosită, alo, da. Bunica, aproape plângând, îmi spune următorul lucru. Ce faci, măi, Andrei? N-ai mai sunat de 2 săptămâni. La fel, cu o voce ignorantă, am spus, n-am avut timp. După ce am terminat discuția, mă uitam așa în oglindă și am ajuns la concluzia că m-am mințit pe mine. Îmi spuneam că n-am timp, doar ca să am conștiința împăcată că n-am vorbit cu bunica. Și mi-am dat seama că timp aveam o grămadă. Și să fim serioși, să dau un telefon, să o întreb pe bunica ce mai face, cred că dura 2 minute și să vorbesc cu ea. Așa că primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți din prima poveste e că timp aveți, dar trebuie să învățăm să-l folosim. Așa că aș dori, poate azi sau poate mâine, să dați un telefon unei persoane cu care n-ați mai vorbit de mult timp și să-i mulțumiți pentru că v-a fost aproape, sau doar să întrebați ce mai face, pentru că poate pentru voi vi se pare o întrebare banală, dar pentru persoana aceea contează enorm. Contează enorm pentru că știi că te gândești la ea și pentru că poate îi face ziua mai frumoasă cu această simplă întrebare. Următoarea poveste e a unui băiețel de 13 ani pe nume Bogdan. Bogdan făcea basket de performanță. Problema era următoarea, că pe Bogdan se punea o presiune enormă. Părinții investeau foarte mulți bani în educația lui și în sportul lui. Bogdan ajunsese într-o perioadă în care nu mai putea să câștige nimic. Știa că este unul dintre cei mai buni din oraș, dar presiunea era mult prea mare, nu mai câștiga nimic. În unul dintre antrenamente, antrenorul a venit în fața lui Bogdan, s-a așezat în genunchi și a spus următorul lucru. Bogdan, nu juca pentru mine, nu juca pentru părinții tăi, nu juca nici măcar pentru tine sau pentru premiile pe care le câștigi. Joacă din pasiunea pe care o ai pentru acest sport. Ei bine, trebuie să vă recunosc ceva. V-am păcălit puțin. Numele adevăratul lui Bogdan era Andrei. Și Andrei nu făcea basket, ci făcea tenis. Iar un an mai târziu, după acele vorbe ale antrenorului, Andrei a reușit să fie vicecampion național la tenis. Ei bine, vedeți cât de mult poate să conteze niște simple cuvinte. Poate pentru ceilalți din club, acele cuvinte n-au însemnat nimic. Dar pentru mine, acele cuvinte nu numai că mi-a schimbat ziua respectivă, ci mi-a schimbat întreaga viață. Așa că vreau să vă spun că nu ezitați niciodată să faceți un compliment sau să vorbiți cu o persoană și să o admirați, să o încurajați în momentul în care are nevoie de așa ceva. Pentru că cuvintele frumoase sunt simple de spus și sunt scurte. Dar ecoul pe care îl au sunt nemărginit. Mulțumesc! Și printre singurele persoane din Aster care încă are un prieten. Să aplaudăm pe Valentina, îl iubesc pe Kirill în... Bună tuturor! Mă aflu în fața voastră în primul rând pentru că mi-e teamă să fiu aici și vreau să nu mai fie. Și ca să vă spun o poveste, una ca oricare alta. Imaginația ne zboară. Noi suntem propriul regizor al fiecărui film pe care îl facem în minte, mai ales atunci când citim o carte. Mi se întâmplă și vouă, nu? Atunci când mai mulți oameni citesc o carte, se întâmplă ca filmele din capul nostru să fie diferite. Asta este partea interesantă. Așa că vă propun să vă pun imaginația la încercare și să vă imaginați și voi povestea următoare și la sfârșit, după ce voi termina de vorbit, să scrieți pe telefon cum a arătat în mare filmul vostru
și să îmi trimiteți diseară, pentru că sunt foarte curioasă. Ok. A fost o dată ca niciodată un om care trăia pe vremea aceea, arăta așa și avea o gustă. Acest om într-o zi a plecat cu avionul într-o călătorie. A prins un loc norocos la fereastră și a putut contempla norii. Însă această contemplare a fost întreruptă de niște turbulențe care i-au stănit niște gânduri nefaste. Dacă se prăbușește avionul, nu este o ipoteză absurdă, pentru că accidente mortale se întâmplă în jurul nostru fiecare zi. Și în acel moment și-a pus o întrebare pe care vă invit să o puneți și voi. Dacă mor acum, sunt mândru de ceea ce am realizat sau am ajuns prea tăiat degeaba până acum? Un val de dezamăgire l-a cuprins în momentul în care a realizat că nu a făcut nimic pentru el ca să îmbunătățească pe sine sau societatea în care trăiește, nu și-a îndeplinit niciun vis, nu a făcut nimic notabil. A fost trezit de impactul cu solul și a plecat ca un mic roboțel televidat spre aeroport. Acolo s-a dus să-și ia o sticlă de apă și în magazin, lângă casă, a văzut un raf cu o ofertă specială unde era o agendă. Și a zis, e un chilipir, aș putea să profit de o ocazie să-mi trec câteva gânduri acolo. Și-a luat această agendă și s-a dus pe un scaun și a început să scrie în acea agendă ce a vrut el să realizeze până acum și nu a reușit și ce vrea să facă mai departe. În aceeași zi s-a dus la o plimbare din oraș și a început să vadă oamenii din jur cu alți ochi. A început să vadă cine e trist, cine e fericit și a început să realizeze că mulți oameni au realizat foarte multe lucruri față de el. S-a întors în camera lui și a luat agenda la răsfoit și în acel moment și-a pus niște întrebări. Cum de ceilalți au reușit să facă atât de multe lucruri și eu nu? Care e diferența dintre noi? Până la urmă suntem toți oameni cu aceeași putere și totuși suntem la pol opuși. Atunci el a realizat că nu mai este, că e momentul să treacă la acțiune, să-și îndeplinească dorințele și că nu mai are nicio scuză să stea degeaba și nici voi nu aveți, pentru că bănesc că fiecare dintre voi s-a găsit măcar puțin în acest om și de aceea nu i-am dat atât de multe atribute, ca să puteți să vă imaginați cum vreți. Și vă doresc multă baftă la îndeplinit dorințe, obiective și scopuri. Mulțumim, Alina. Următorul participant la categoria percepție asupra vieții este fiul cel mare al lui Sibeche. Tatăl e mândru de el pentru că e aproape la fel de pasionat de vânzări și perseverent. Deși nu e la fel de colorat ca tatăl lui, următorul participant nu ratează nicio ocazie să facă bani. Așadar, să-l aplaudăm pe Ionuț Costel Drăgan. Ce să-mi spuneți la mulțumesc, nu-i nicio problemă. Ați emoționat? Eu da. Ne concentrăm la prezentare, da? Băi, să știți că m-am gândit foarte mult să văd despre ce să vorbesc astăzi. Cam 3 ore. Și nu că n-am vrut, dar n-am avut timp. Și m-am gândit cum să intitulez toată chestia asta. M-am gândit să o pun simplu, percepția asupra vieții, dar am zis că e prea sec. Așa că am zis să o pun ca lucrul ce m-a făcut să ajung la această prezentare. Și anume, de ce anume vreau eu să vorbesc aici și de ce v-ar interesa pe voi.
Și că am intitulat chestia asta. Bă, prezentarea asta nu e o chestie, e ceva ce, la care am muncit foarte. Am intitulat-o De ceurile vieții. Și o să încerc să vă vorbesc puțin despre, să zic așa, o temă fericirii și mai mult aș vrea să priviți un unghi prin care să atingeți această fericire. Un unghi pe care încerc eu să vi-l expun astăzi. Ok. O să încep cu o chestie spusă de, mă rog, o cercetare făcută de anumiți cercetători. Și anume, de ce suntem noi nefericiți? Păi, în această poză, de fapt, exprimă faptul că s-a făcut un studiu pe 20.000 de oameni în care aceștia au fost nevoiți să spună 12 competențe în măsura importanței și educației pe care au primit-o ei. Și printre astea, cea mai mare discrepanță a ieșit la fericire. Adică oamenii aveau nevoie de fericire, dar totuși nimeni nu le-a zis cum să atingă acest lucru. Puteți observa aici că a fost o discrepanță destul de mare, de aproape 40% din oameni au spus această opțiune. În continuare, de ce totuși e important să fim noi fericiți? Păi, mă rog, cred că vă dați seama și este o întrebare destul de prostească, dar oamenii fericiți au relații sociale mai bune, prosperitate și comunicare. Și nu este neapărat invers, adică dacă ei au lucrurile acestea, au relațiile sociale și prosperitate, ei sunt fericiți. Ci vine cumva invers. Dacă noi suntem fericiți din interior, putem atrage și acele lucruri. Ok, totuși am zis puțin să ne uităm și la România, că totuși vorbim cu români în România. Și am încercat să vedem unde ne situăm și noi aici. Da, după cum vedeți, România este între Kazahstan și Zambia. E un loc de 90 din 156 de țări. Da, mai avem puțin până la Elveția, nu e mult, sperăm că o să-i prind. Da, și poate, uite, prin prezentarea asta pe care vă voi face eu, o să încercăm totuși să intre și cei din Kazahstan, care, apropo, e deșert total la ei acolo. Adică, dar totuși sunt mai fericiți ca noi. Ok. Încă o dată, cercetătorii spun că, mă rog, în urma unui studiu pe care l-au făcut ei, fericirea noastră, analizând lucrurile din jurul nostru, o pot determina într-o proporție de 20%. Adică dacă ei analizează locul în care stăm noi zi cu zi, prietenii care ne înconjoară, nu știu, lucrurile materiale ce se află în jurul nostru, ei pot spune cu o precizie de 20%, băi, omul ăsta o să fie fericit sau o să fie nefericit. Dar în schimb, dacă analizau persoana în sine, ce gândește ea, ce percepție are ea asupra lucrurilor ce îl înconjoară, ei puteau determina într-o proporție de 80% dacă acea persoană este fericită sau nu este fericită. Și ca o concluzie, ce ar trebui noi să înțelegem de aici, că da, este clișeu, fericirea vine din interior, dar aș vrea cumva să vă gândiți puțin mai mult de atât. Pentru că lucrurile, într-adevăr, sunt așezate într-un anumit fel, dar dacă noi nu le lăsăm să ne afecteze, nu o să se producă acel lucru ce o să ne impacteze. Ok, în următorul slide o să vă rog să-mi spuneți care credeți voi că este mai fericit. Și înainte să-mi răspundeți, să zicem peste un an de zile. Tipul acesta din stânga tocmai ce a câștigat la loterie $1,000,000. Pe când domnul de aici din dreapta a fost diagnosticat cu peliplagie, ceea ce înseamnă imobilizarea membrelor inferioare. Și după cum v-ați dat seama, nu o să pasă mai. Care credeți voi că va fi mai fericit peste un an de zile? Până vă gândiți, vă dau totuși răspunsul că era destul de intuitiv cine o să fie. Și da, câștigătorul la loterie. Sunteți convinși de asta? Dar totuși nu prea. Știți că v-am zis că fericirea contează cum o percepem noi și cum vine din interior. Și chiar s-a făcut un studiu pe tema asta, adică s-a analizat omul la care a câștigat la loterie și de altfel s-a analizat fericirea și acelui om ce a suferit acea boală. Și s-a constatat că ambii au același nivel de fericire. Ok. Eu mi-am dat seama că fericirea asta, de fapt, se leagă de ceea ce vrem.
mereu ne punem fericirea, băi, o să fiu fericit când, nu știu, când o să am eu mașina aia, o să fiu fericit când o să ajung pe poziția aia, o să fiu fericit când o să am nu știu ce notă la facultate. Și totuși e foarte simplu să legăm lucrurile astea cu, cu fericirea noastră. Dar totuși, noi ce vrem? Și aș vrea să vă luați și voi 5 secunde acum repede, să vă gândiți ce vă doriți. Un gând, dacă puteți. Puteți. Ok, v-ați gândit? Aveți decât o imagine a ceea ce vreți? Da. Și care v-ar face fericit, acel lucru sau persoană sau acțiune? Da. Ok, țineți acolo. Țineți în minte, adică. Da, nu știu dacă v-ați dat seama, dar este destul de simplu ceea ce vă doriți, da? Și totuși, de ce nu suntem atât de fericiți pe cât ar trebui să fim? De ce Dumnezeu suntem între Kazahstan și Zambia? Într-o eră în care, pe bune, deci totul este la 5 secunde. Deci cu informațiile pe care le avem acum, să vă dau un caz concret pe care l-am auzit și mi s-a părut foarte ciudat. Un copil din Africa, dacă era, mă rog, cu un telefon, are mai multe informații decât avea președintele Statelor Unite acum 16 ani. Și voi trebuie să înțelegeți din tot mediul ăsta care ne înconjoară și toată lumea asta atât de rapidă, că noi putem face orice. Într-adevăr, putem fi și foarte bulversați de multitudinea asta de informații, dar în același timp trebuie să vedem și partea bună. Trebuie să vedem că noi putem face lucruri pe care alții nu le puteau face niciodată. Ok. Și totuși aș mai vrea să mai zic că un lucru legat de această întrebare și mai bine zis de starea asta pe care ne complacem noi. Pentru că mereu când ne întreabă cineva ce facem sau cum suntem, care este răspunsul vostru? Imediat, ce vă vine minte. Bine, a? Da, uite, asta este chestia ce mă afectează și pe mine. Și eu sunt la fel bine. Băi, candidatura aia trebuie să o trimiți joi, n-ai scris nicio pagină. E bine, frate. O să fie ok. Te descurci. Uite că nu prea e bine. Discursul ăsta trebuia să-l pregătești de acum 2 săptămâni. L-ai făcut acum 3 ore. E bine. Nu e foarte bine. Deci noi ne complacem în situații de o să fie bine. Da, e bine, e bine. Nu, frate, nu o să fie bine. Nu trebuie să ne mințim pe noi. Nu trebuie să mințim persoanele care ne întreabă. Dacă cineva te întreabă, băi, frate, ce simți? Ești ok? Te simți ok? Nu te simți ok? Tot automat o să zici, da, sunt bine. Hai, lasă, hai să vorbim despre altceva. Sau... Nu asta este soluția. Noi trebuie să ne lăsăm deschiși, să ne lăsăm vulnerabili, astfel încât persoana aceea să ne cunoască și să aflăm, de fapt, ce este înăuntru nostru, să scoatem la suprafață, să trăim ceea ce se află și în interior. Ok. Acum am altă întrebare pentru voi. Da, e... Poftim? Nu, e ok. Care au fost șansele ca voi să vă nașteți? Și s-a făcut un studiu tot la fel, destul de serios și pe treaba asta și s-a ajuns la o proporție, ca să zic așa. 1 la o cifră. Care credeți voi că ar fi acea cifră? Aveți vreo idee? O cea mai mică idee? Nu știu, ziceți orice. 1 milion. Ca să înțelegeți să ne naștem, adică, de exemplu, eu sunt născut în 94, ca mama și tatăl meu să se fi gândit să mă facă pe mine, să mă nasc în anul 94 și să am aceste structuri genetice. La asta mă refer să ne naștem. Adică care au fost probabilitățile? Și credeți-mă că s-au analizat războaiele mondiale, cataclisme naturale, dinozauri, toate nebunile s-au luat în calcul ca să determine proporția asta prin care noi suntem persoanele care suntem acum. Și bine, raportul ăsta este 1 la 400 de trilioane. Da, nici eu n-am știut ce înseamnă 400 de trilioane până n-am stat să număr 0-urile astea. Și totuși noi ce zicem? E bine, frate. Deci noi am avut o șansă să apărăm pe pământul ăsta 1 la 400 de trilioane și totuși noi ne complacem că da, mai, lasă, e bine, o lăsăm așa, facem așa, că e ok. Nu. Ok, altă întrebare. Care a fost primul lucru ce l-ați făcut în dimineața asta? M-ați trezit, nu? Eu cred că ați făcut mai degrabă asta. Ați dat un snooze la ceasul ăla, nu? Mă înșel cumva? Posibil că da, posibil că nu. Dar totuși, acum hai să analizăm puțin ceea ce v-am prezentat până acum. Da, am o șansă de 1 la 400 de trilioane. Ce să fac? Să mă trezesc să fac lucru? Nu, frate, dorm. E ok. Nici măcar nu e o chestie specială, că
am ajuns să fiu ceea ce sunt acum. Noi stăm și ne complacem în stări care totuși ne opresc și nu ne lasă să fim și să ajungem la adevăratul nostru potențial. Ok. Și acum, un factor, să zicem așa, numărul 1, de care trebuie să țineți voi cont atunci când vreți să schimbați ceva la tine, la voi, este următorul. Ok. Nu o să avem niciodată chef. Și asta se întâmplă mereu, vă zic, din proprie experiență, de fapt, nu îmi ziceți din proprie experiență că da, într-adevăr. Deci niciodată, oricât am aștepta, da, lasă că mâine o să am chef să fac lucrurile alea, o să se întâmple, o să am timp. Nu, chestia este că nu trebuie să așteptăm chef. Ca să înțelegeți, creierul nostru este structurat pe două părți. Și ca să ajung la subiectul ăsta, să zicem că o parte este autopilotul, iar altă parte este frâna de urgență. Noi, în toată activitatea noastră de zi cu zi, autocontrol. Autocontrol mereu. E bine, e bine, e bine. Dar când e să ieșim din zona de confort, bam, imediat se trage frâna de urgență. Băi, stai, ce faci aici? Nu mai faci lucrurile pe care le făceai. Ceva nereglă, nu? Întoarce-te unde ești. Uite, de exemplu, dacă vă zice eu acum, hai să ridicați-vă toți în picioare și dansați, și cu nebunul ăsta, frate, ți nebunii. Doar stai acolo. Automat, frâna de control a tras semnalul și zice, băi, stai cu liniștit, se gândește de mai multe ori și nu face lucrurile pe care noi poate ni le dorim să le facem, dar nu ne lăsăm. Ok. Am pus din nou întrebarea asta cu ce facem și am zis că este simplu. Adică v-ați dat și voi răspunsul că este simplu ceea ce vreți și ceea ce vreți să faceți. Dar totuși, cum am notat și acolo în paranteză, nu este ușor. Deși par lucrurile foarte simplu, foarte simple, ele nu sunt deloc ușoare. Și ceea ce vă recomand eu să faceți este să vă forțați pe voi. Și prin asta mă refer să plecați din capul vostru și prin asta mă refer să nu mai vorbiți cu voi. Că, frate, pe bune, deci nu știu cum este la voi, dar la mine am unele discuții cu mine de simt că nebunesc. Deci dacă m-aș înregistra și aș pune undeva persoana aia, deci pe bune, aș duce la spitalul nou sau undeva. Plecați din capul vostru, nu vă mai stați atât să vă gândiți, să știți, băi, ce se întâmplă, dar de ce fac asta, dar de ce nu știu ce, pierdeți timp. Nu trebuie să faceți lucrurile astea, efectiv, faceți lucruri, nu vă mai gândiți și faceți. Un alt lucru, da. Tot la fel, încercați să eliminați și ceea ce simțiți, pentru că uneori treaba asta cu inima, cu sentimentele noastre, în loc să ne ajute, nu prea ne ajută. Și mai mult ne încurcă și ne lasă să stăm tot pe poziția aia unde nu am realizat lucrurile pe care ni le doream. Pentru că treaba asta cu simțitul și cu cheful, ați văzut mai devreme, nu avem chef. Și dacă stăm să ne vină cheful și să simțim noi, băi, o să fie lucrurile ok, atunci nu se poate așa. Trebuie noi efectiv să ieșim din zona aia de confort și să ne împingem mai departe. Și un alt lucru pe care am încercat să-l exprim în toată prezentarea asta este exact chestia asta cu ieșitul zonei de confort. Și aici nu mă refer să ne asumăm riscuri, să începem să ne urcăm pe etajul ăla de acolo, să sărim în cap. Nu! Ci pur și simplu să încercăm să facem lucruri pe care nu le făceam. Și chiar să mergem cu ele, poate ușor, ușor, la un alt nivel. Măi, nu știu acum cât de mult v-am făcut eu pe voi să vă schimbați, cred, sau sper, că unii dintre voi o să încercați să duceți treaba asta cu zona de confort puțin mai departe. Și da. Vă mulțumesc! Și lucrează de aproximativ 6 zile, 12 ore și 5 minute. Da. Doamnelor și domnilor, dragi aseriști, să aplaudăm pe Andreea, vreau să aduc impact. Opa! Nu știu cât de mult v-a făcut eu nu să vă schimbați, dar eu, când aveam 13 ani, m-am certat cu ai mei
și atunci mi-am dorit pentru prima oară ca oamenii să se schimbe. Când aveam 17 ani, prietenul meu de pe atunci, care avea probleme cu drogurile, și mi-a spus că îi pare rău, dar din păcate nu-l pot ajuta și nu-l pot schimba. În anul 2 de facultate, mi-am propus ca eu să mă schimb. Și acum aș vrea să știu câți dintre voi credeți că oamenii se pot schimba și aș vrea să ridică mâna. Ok. Câți dintre voi considerați că v-ați schimbat până în prezent? Biologic vorbind, corpul se schimbă. Celulele ficatului se spune că se regenerează la 5 luni, cele pulmonare la 3 luni, stomacul la fel se regenerează la 3 zile și mai toate celulele corpului se regenerează. Părul, pielea și la fel, toate celelalte. Dar, hai să vedem, teoretic, practic, tu ești altul, dar să vedem practic. În general, făceam dansuri și aveam un spectacol. Era prima oară când apăream pe o scenă și eram prima din trupa mea care apărea. Dacă eu ratam startul, îi întârziam și pe ceilalți. Și eu eram foarte calm. Toți colegii mei erau stresați și agitați în spatele meu, iar melodia a pornit. Și eu nu am ratat startul. Îmi amintesc acum, corelând cu prezentul, îmi amintesc de conferința Ingenious, când eu eram foarte, foarte calmă, încât toată lumea mă întreba dacă sunt fumată. Și asta îmi spune că în momentele emoționante, eu sunt la fel de calmă și nu m-am schimbat prea mult. Asta dacă nu cumva în general eram și atunci fumată. Dar să vedem o altfel de poveste. Când aveam 10 ani, într-o dimineață, mama a primit un telefon pe fix pe vremea aceea. A pus receptorul la loc, s-a întors către mine, a început să plângă și mi-a spus: taică-tu, a omorât un om. Știind că nu se trădește chiar atât de prost dispus dimineața, am întrebat-o ce s-a întâmplat și am aflat, de fapt, care era povestea. Am îmbrățișat-o și am spus: asta e, hai să găsim o soluție. Nu am o poveste asemănătoare din prezent, care să reflecte ce am simțit atunci, dar, în continuare, hai să găsim o soluție este replica mea preferată. Oamenii se schimbă pentru că, după poveștile acestea două, eu nu prea pare că m-am schimbat. Da, mi-am propus să mă schimb și să fiu alta. Și acum, poate că acum știu lucruri pe care acum 2 ani nu le știam. Dar oare acum sunt mai puțin impulsivă pentru că m-am schimbat? Sau pentru că am crescut? Oare acum știu să-mi exprim sentimentele mai bine pentru că m-am schimbat? Sau pentru că am învățat cum se face? Citeam un articol de curând care spunea cam așa: azi nu cred că oamenii se schimbă, cred că oamenii se transformă. Cred cu fiecare celulă din ființa mea că toți ne naștem luminoși și că experiențele vieții noastre ne determină să ne acoperim cu tot felul de straturi care ne neacă lumina. Cred că agresivitatea, aroganța, intoleranța, negativismul nu sunt decât modul nostru în care ne apărăm de o lume pe care o credem incapabilă să ne accepte așa cum suntem, perfecți în imperfecțiunea noastră. Alice Anagnostakis spunea asta și nu cred că eu aș fi putut să spun mai bine. Oamenii nu se schimbă. Asta este convingerea mea și această convingere mă liniștește cumva, pentru că dacă oamenii s-ar schimba atât de repede, dacă din buni ar deveni răi foarte repede, dacă din păsători ar deveni nepăsători la fel de repede, cum am mai putea schimba noi lumea? Pentru că deși nu cred că oamenii se schimbă, cred că tot ei au puterea de a schimba lucrurile. Câți dintre voi ați vrut să schimbați lumea măcar o dată? Am auzit și mai devreme asta. Nu știu cât suntem în sală, dar să presupunem că 50 de oameni își doresc să schimbe lumea. Și 50 de oameni fac lucruri în fiecare zi pentru a schimba, fac în privința asta lucruri pentru a schimba lumea și devin din ce în ce mai buni ca să reușească să facă asta. Să presupunem acum că 30 dintre acești oameni renunță. Lucrul de a schimba lumea este foarte greu și pare îndepărtat, dar dacă acei 30 de oameni renunță, acel moment devine și mai îndepărtat pentru restul de 20. Așadar, întrebarea mea ar fi: tu ce alegi să fii? Să te schimbi sau să te accepti așa cum ești, să devii mai bun și să fii unul dintre acei 20 care schimbă lumea? Mulțumesc!
frumoși au fost toți participanții din seara asta la Surf Talks. Însă nu plecăm acasă. Acum Madalina o să mă ajute să împărțim niște post-it-uri prin sală, pentru că unul din premiile acordate va fi din partea juriului. Așa că o să vă rog pe fiecare să scrieți pe bilețelul pe care... Din partea publicului, pardon. O să vă rog pe fiecare în parte să scrieți pe bilețele numele omului care v-a plăcut cel mai mult în seara aceasta. Doar pe vot. Știu cum e greu să alegeți, dar... Și nu e vot, adică... Poftim? Deci pe tine? Puteți să le... Madalina, puteți să le aduceți la Madalina. Respiți ceva? Nu. Ce? Ah, da! Sorry, am venit primul serviciu.